ce trăiești ca experiență este o lume tridimensională, dar nu trăiești într-o astfel de lume. Realitatea supremă e mult mai complexă decât ți-ai fi putut imagina vreodată. Capitolul 16. Și astfel ne întoarcem la ideea că starea mentală a unei persoane în momentul morții sale este experiența pe care o va avea de partea cealaltă. Da, exact asta e ceea ce spun. Am spus-o mereu, aici. Da, dar o reiau mereu și mereu, pentru că ceva din această afirmație parcă nu-mi sună bine și am încercat să-mi dau seama ce este. Acum cred că am găsit. Te rog, spune-mi. Această idee nu lasă prea mult loc de alinare pentru cei care abordează moartea fără speranță, cei care se află într-o stare de frică sau teroare, de teamă, de autoînvinuire sau îndoială și nici pentru familiile lor. Înțeleg încotro te îndrepți. Ei, vreau să spun că nu mulți oameni mor atât de împăcați și într-o așteptare atât de minunată cum par tu să sugerezi că ar fi necesar pentru ca să aibă o experiență glorioasă. Mă gândesc că mai mulți oameni mor în... care ar fi cuvântul? Neliniște. Cel puțin, dacă nu frică sau confuzie, sau șoc față de apariția sa neașteptată, ca într-un accident sau orice altceva. Îți înțeleg îngrijorarea. Totuși, alinarea vine din a ști că toate sufletele găsesc pace, bucurie și iubire. Toate sufletele trec în stadiul 3 al morții, momentul unirii cu esența. Între timp, nu există durere emoțională, fizică sau spirituală în viața de apoi. Am menționat mai devreme că nici măcar cei care își imaginează că se vor duce în iad și se trimit singuri acolo nu suferă. Pur și simplu se observă pe ei înșiși având acea experiență, dar fără a avea vreo legătură emoțională cu ea. Ai spus că e ca și cum ai urmări un film de instruire. Corect. Acela este nivelul de detașare. Pur și simplu îți acorzi acea experiență pentru a o revizui, pentru a extrage din ea înțelepciunea care se poate extrage, dar nu suferi. În viața de după moarte nu există suferință. Ce este acolo? Există ceva? Este bucurie? Este fericire? Asta e tot ce există. Nu este nimic negativ. Nimic negativ? Niciun singur lucru. Dar am crezut că ai spus că oamenii trăiesc ca experiență exact ceea ce se așteaptă să trăiască. E corect. Și dacă cineva se așteaptă să sufere? Dacă alege să sufere și simte că este singurul mod în care își poate câștiga accesul în rai sau poate plăti pentru păcatele sale. Credeam că ai spus că un suflet poate trăi orice experiență vrea să trăiască după moarte. Ce am spus e adevărat. Ai trăit experiența suferinței doar dacă nu cumva n-o vei trăi ca experiență. Pentru că, așa cum ai spus mai devreme, tu doar privești și nu te identifici cu tine cel care trăiește experiența. Da, și de asemenea, pentru că deși te-ai putea identifica cu acea parte din tine care trăiește experiența, nu ai face-o. Cred că îți dai seama că mă lași în ceață aici.
Hai să-ți reamintesc ceva ce a fost spus mai devreme și care ar putea explica mai bine acest aspect. Da, ar fi bine. Acum ar fi într-adevăr binevenită o explicație mai cuprinzătoare. În momentul în care apare existența pe care sufletul o trăiește ca nefiind ceva de dorit, însuși gândul că nu e de dorit face ca experiența interioară a sufletului să fie modificată instantaneu și astfel nu există suferință. Nici măcar pentru o persoană care își imaginează cu putere că ar trebui pedepsită. Ea ar crea experiența pe care și-o imaginează, dar nu ar trăi-o așa cum și-a imaginat, pentru simplu motiv că imediat ce ar avea acea experiență, va alege să nu o facă. Chiar dacă asta e ceea ce crede cu adevărat că vrea, nivelul de conștiință din viața de apoi exclude posibilitatea ca cineva să aleagă voit ceea ce nu este real, iar sufletul ar ști și ar înțelege imediat că ideea, conceptul și experiența suferinței nu sunt reale. În primul stadiu al morții, sufletul ajunge să înțeleagă că trupul în care și-a petrecut viața fizică nu este real. Adică faptul că nu este ceea ce e cu adevărat sufletul. În al doilea stadiu al morții, sufletul înțelege că mintea, cu toate gândurile ei, nu este reală. Adică faptul că nu este ceea ce e cu adevărat sufletul. Toate gândurile minții limitate provin din perspectiva limitată a experienței umane. Suferă un mare impact în al doilea stadiu al morții, în mod precis pentru că perspectiva sufletului în viața de apoi este atât de măreață și atât de diferită de cum era atunci când sufletul se afla în corp. Din această perspectivă lărgită începe sufletul să creeze și să trăiască experiența de sine însuși. Imediat ce sufletul vede și realizează că el nu este un corp, perspectiva îi se schimbă enorm, după cum îți poți închipui. Acest lucru este, de fapt, ceea ce propulsează sufletul în al treilea stadiu al morții, când toate gândurile, nu doar cele rele, ci chiar și propriile sale gânduri despre rai, sunt abandonate și se trăiește experiența realității supreme. Și astfel, chiar și în cazul unei persoane care crede sincer că trebuie să sufere, că merită să sufere, că suferința este singura cale de a se răscumpăra în ochii lui Dumnezeu, însăși ideea de răscumpărare și de suferință ca mijloc de a obține devine fără sens în cadrul perspectivei extinse a sufletului. Sufletul se poate privi pe el însuși cum încearcă să sufere în propriul său iad autocreat, dar el va ajunge curând să vadă că o astfel de experiență nu are sens să fie creată. Nu m-am gândit că ar fi ceva imposibil pentru un suflet care se exprimă pe sine ca fiind creatorul propriei sale realități. Nu se pune problema să fie imposibil, e vorba de a fi fără sens. Sufletul nu ar avea niciun motiv să creeze asemenea experiențe.
dincolo de faptul că este vorba despre reamintire. Odată ce sufletul și-a reamintit că suferința nu este o realitate, ci doar o experiență creată în mintea umană, va înțelege ce dorea să realizeze prin crearea propriului său iad și după aceea experiența va fi lipsită de sens. Asta pentru că, într-un fel, sufletul știe prea multe ca să mai scoată ceva din acest fel de experiențe. Ar fi ca un magician care își efectuează trucurile iar și iar pentru un singur spectator, el însuși. Mă gândesc că ar fi destul de dificil pentru un magician să-și mențină interesul pentru propriile sale trucuri. Ar fi mai mult decât dificil, ar fi imposibil. În acest sens, în acest context, s-ar putea spune că sufletului îi este imposibil să sufere. Dar nici măcar pentru o clipă cât de mică? Nici măcar până decide dacă e interesat sau nu? Nu, deloc. Nu există o clipă cât de mică. Întrebarea ta are sens în cadrul realității tale, a ceea ce tu numești timp, unde lucrurile se petrec secvențial. Dar toate lucrurile pe care le-am descris că se petrec unui suflet după moarte au loc în aceeași clipă. Stai puțin. Tu însuți ai spus că ele se petrec în stadii, stadiul 1, stadiul 2 și așa mai departe. E corect, conform terminologiei tale. Totuși, aceste stadii sunt trăite simultan. Fiecare experiență nouă o șterge pe cea veche. E ca și cum cea veche n-ar fi avut loc niciodată. Tu ești ceea ce ești chiar acum și e ca și cum n-ai fi fost niciodată altceva. Îmi pare rău, dar asta nu prea are sens. Pur și simplu, nu mai are sens ce spui. Provocarea aici este să vorbim în termeni pământești despre o situație sau o experiență din afara acestei lumi. Dăm voie să spun că toate lucrurile se petrec secvențial și simultan. Asta are și mai puțin sens. Lucrurile se petrec ori secvențial, ori simultan. Nu se poate în ambele moduri. Nu se poate? Eu îți spun că întreaga viață e în ambele moduri. Întreaga viață este secvențială, dar și simultană? Corect. Ei, asta mi-a blocat mintea. Nu pot să integrez acest lucru în realitatea mea. Poți să-ți imaginezi această posibilitate? Îți poți forța mintea să o înțeleagă? Nu există cuvânt pentru această experiență în limbajul tău, așa că va trebui să inventăm unul. Să zicem că întreaga viață e secvent simultană. E secvențială și simultană în același timp. Nu știu ce să spun. Presupun că totul și orice e posibil și vreau să admit că nu știu tot ce e de cunoscut despre realitatea supremă, dar nu pot să merg mai departe de atât. Chiar dacă aș putea ajunge acolo conceptual, nu-mi pot imagina cum ar fi experiențial. Nu-mi pot imagina această experiență. Să văd dacă putem găsi alte cuvinte, cuvinte reale, cu care s-ar putea explica sau care cel puțin ar face totul mai clar. Foarte bine, că am nevoie de ajutor aici și imediat. Sau ar trebui să spun că am nevoie de el secvent simultan. Perfect, e perfect. Acum imaginează-ți împreună cu mine o realitate în care
timpul nu există, nu în felul în care îți imaginezi tu. Există numai un singur moment, momentul de aur de acum. Tot ce s-a petrecut, se petrece acum și tot ce se va petrece vreodată, se petrece exact acum. Asta e valabil pentru toate viețile tale, nu doar pentru acea parte din experiența ta pe care o numești această viață sau viața de apoi. Diferența e că în viața de apoi știi acest lucru, îl trăiești ca experiență. Bine, dar stai puțin, tocmai ai spus că toate viețile mele apar simultan. Vrei să spui toate încarnările mele, nu-i așa? Da, dar și toate trecerile tale prin această încarnare. Vrei să spui că eu trec prin această viață de mai multe ori? Da, și multe posibilități și experiențe au loc simultan. Dar dacă totul se petrece simultan, asta ar însemna că ar trebui să existe realități alternative. Vrei să spui că există universuri paralele pe lângă al nostru, în care eu-ul, care sunt eu, are alte experiențe? Da. Ei, mi-ai spus tu de la început că unele părți ale acestei conversații ar putea părea prea de tot și văd că îți ții promisiunea. Mulți ar spune că scenariul ăsta e doar science fiction. Dar nu este. Cum am spus mai devreme, este știință. Asta e știință? Discuția despre realități alternative este știință? Tu crezi că trăiești într-o lume cu numai trei dimensiuni? Întreabă orice fizician cuantic despre asta. Noi nu trăim într-o lume tridimensională? Trăiești experiența unei lumi tridimensionale, dar nu trăiești în așa ceva. Ce înseamnă asta? Înseamnă că realitatea supremă e mult mai complexă decât ți-ai fi putut imagina vreodată. Înseamnă că aici se petrec mai multe lucruri decât poate cuprinde ochiul. Eu îți spun că toate posibilitățile există în toate timpurile. Tu alegi posibilitatea pe care dorești să o trăiești ca experiență acum, dintr-un câmp multidimensional de posibilități infinite. Și există un alt tu care face alte alegeri, chiar aici și acum. Un alt eu? Corect. Vrei să spui că eu exist multidimensional? Da.